Parlamentul nu a ratificat astăzi acordul de împrumut cu România în valoare de 150 de milioane de euro. Asta din cauză că deputații liberal-democrați au părăsit sala de ședințe, iar proiectul nu ar fi întrunit numărul necesar de voturi. Banii urmau să fie obținuți pe o perioadă de 5 ani în 3 tranșe. Prima tranșă de 60 de milioane de euro urma să ajungă în țara noastră până la sfârșitul anului. A doua tranșă de 50 de milioane de euro trebuie să fie acordată în anul viitor, iar 40 de milioane în 2017. Banii oferiți de România urmează a fi folosiți pentru relansarea proiectelor investiționale și pentru suport bugetar. Tot din motiv că fracțiunea PLDM a părăsit sala de ședințe, Parlamentul nu a ratificat cel de-al patrulea protocol de 15 milioane de euro al acordului cu România, prin care au fost oferite 100 de milioane de euro, ajutor nerambursabil.